Cartea Pedeapsa corespunde semnelor zodiacale Fecioară și Scorpion și este influențată de planetele Mercur și Pluton. Cartea vorbește despre corecție, obsesie, exorcism, slujirea îndoctrinată a unui ideal. Cât rău face nevoia de a se autopedepsi? Este ca și cum ființa umană se consideră vinovată că s-a născut și trebuia să ispășească o astfel de vinovăție aplicându-și mii de pedepse. Deși este adevărat că a face sacrificii este necesar pe tot parcursul vieții, dar nu complăcându-se în suferință. De exemplu, dacă vrei să atingi un vârf, trebuie să te disciplinezi pentru a deveni mai puternic și a obține un fizic și putere morală care îți permit să ajungi în vârf. Dar aceasta ar fi un sacrificiu util pentru că ar duce la îmbunătățiri atât fizice cât și psihologice. Cu toate acestea, sacrificiul de sine compulsiv pentru ceea ce îți dorești este o pierdere a sănătății fizice și care, în sfârșit, va ajunge să dăuneze și psihicului însuși. Te deteriorezi inutil pentru ce? Oare acea complezență în pedeapsă ascunde un grad înalt de mândrie și vanitate? De asemenea, nu ar putea fi vorba despre o stimă de sine inexistentă? Este mai degrabă nevoia compulsivă de a obține o grațiere pentru o vinovăție astfel gravată în interior, încât poate fi eliminată doar prin suferință constantă? Valoarea nu ar trebui să fie măsurată prin cantitatea de durere pe care o puteți provoca prin ritualuri masochiste sau nevrotice, ci prin calitatea modului în care cineva se ocupă de provocările pe care viața le propune, fără să fie nevoit să-și atribuie rolul protagonist. Feriți-vă de autopedepsire pentru că ajunge să devină un fel de lege, ori poate că nu rezonează în urechea mentală a aproape tuturor vocilor celor care cer dreptate pentru pedepse autoimpuse cu care te obișnuiești. Orice ai face, trebuie să o faci din dragoste și nu din constrângere. Nu uita asta!